Dramă în familia unor zelăoani. Un tânăr de 11 ani care suferă de mai multe boli ar putea sfârși tragic dacă nu se găsesc soluții sau bani pentru operația de cancer pe care ar trebui să o facă cât mai repede. Tânărul are probleme cu glanda și din această cauză este supraponderal, deși face tot posibilul să slăbească cu diferite diete, chiar a renunțat la mesele principale și se alimentează doar o dată pe zi. A trecut peste o operație pe creier, dar mai are nevoie de o altă intervenție chirurgicală care nu se poate realiza în România, susține bunicul acestuia în grija căruia se află. Locuiește împreună cu bunicii și fratele lui mai mic într-o cameră de 6 metri pătrați, unde își petrece cea mai mare parte din zi în fața calculatorului, citind cartea de rugăciuni sau scriind despre viața lui. La școală este marginalizat de colegii lui, probabil și din cauza stării materiale în care se află, iar cea mai mare dorință a băiatului este să trăiască, să poată învăța bine la școală și este conștient că dacă nu va fi operat, probabil va muri. Mama este în căutarea unui loc de muncă după ce a rămas șomeră, însă din păcate nu a avut noroc să-și găsească un serviciu stabil. Ce probleme are Ionuț? Ionuț are foarte mari probleme. Are fost operat pe creier odată la București, la Spitalul Marie Curie. Domnul profesor Sergiu Stoica l-a operat. Îi mulțumim pe această cale că l-a făcut bine din câtva și ar mai trebui încă operat, dar nu sunt posibilități. Și Ionuț a avut probleme de la 3 ani a început să îngrașe, are probleme cu glanda, are la vezica urinară, că el mai scapă așa câteodată când se joacă cu minge sau și din cauza grăsimei. Și acum dacă pe cineva să se găsească, să ne poată să ne ajute, să nu mai putem... Să mergem afară cu el. Dacă s-ar găsi oameni de suflet care să-l poată să-l ajute să-l putem să-l facem bine. Că acum nu mai vede nici cu ochiul stâng, are probleme și cu ochii, nu mai vede. Și avem cadrat în gradul 1 de handicap. Are mai multe probleme, săracul. Ce să facem? Nu avem posibilități. De ce fel de operație este vorba? Acum, el a avut 20 de mm de tumoare pe nervul optic. Și a scos, scrie acolo în acte, 5 mm. Și mai avea încă 15 mm de tumoare pe nervul optic. Și aici, mi-a spus domnul profesor, când i-a dus la control, când i-a chemat dânsul, a zis că aici nu se mai poate să mai facă nimic, afară dacă se poate. Și afară nu avem posibilități. Dintr-o pensie de 8 milioane, cât are bărbatul, 8 milioane 400 ceva, eu s-am angajat asistent personal pentru copil. Și eu un ajutor, un 5 milioane și 200 iau în mână. Și nu ajung. Și eu bolnavă, a fost operată de 3 ori. Stomac, am fibron, uterin. Nu știu ce se întâmplă, că după 4 luni mi s-a făcut tumoare și am ajuns a doua operație la burtă. Și am făcut citostatice și îi mulțumesc Dumnezeu că încă mai pot să mai fiu între ei. Ea este șansă, dar când am fost acolo de însă, mi-a spus că dacă mai, nu știu, dacă e bine să zic așa, îl mai operează încă o dată, să nu rămâne orb și de ochiul celălalt drept. Că el numai cu dreptul vede, nu vede cu stângul. Și am făcut și ochelari, măcar să-l ajute pe dreptul, măcar, cumva. L-a scris. La școală stă aproape, e foarte aproape de tablă. Are probleme. El nu merge pe afară să meargă, să plimbe. Să mă duc eu cu el, că dacă trebuie să arăt dacă undeva e o groapă sau o treaptă mai înaltă, se spun, dacă nu cade. Ce a spus doctorul, unde ar trebui să fie operat? În Franța, în Germania, unii să ne găsim noi un medic. Și la... Casa de asigurări a spus atunci la bărbatul meu că să ne găsim noi un medic undeva afară și să ne dea dânsii o aprobare de acolo că poate să-l opereze. Și am pus la casa de asigurări, și nu, că nu se poate, că nu știu ce motiv a băgat dânsii acolo, că nu se poate. Dumneavoastră, cum vă descurcați cu Ionut? Ne descurcăm destul de greu, că și eu sunt paralizat. Nu, și... N-avem bani, descurcăm destul de greu.
trebuie să plătim cheltuielile, ce trebuie să plătim aici, medicamentele. Foarte greu ne descurcăm. Dar ce să facem? Că nu avem ce face. Eu nu pot merge nicăieri. Că nu pot sta nici în picioare. Am fost la Casa de Sănătate, acum ați văzut 3 ani. Când am fost acolo, dacă am insistat, ne-au scos afară, că nu sunt bani pentru copii, pentru operații. Și am ieșit afară. Unde să mergem? Da. Atunci ați mai fost la Casa de Asigurare? N-am mai fost. Nu. Numai atunci odată am fost. Dacă și o doamnă de la un ghișeu de acolo o zis că nu are copilul asigurare și de astea. Și nu-i poate da niciun... Nu-l poate ajuta cu nimic. Că nu sunt fonduri și nu știu ce o zis că nu mai sunt. Da. Noi facem tot ce putem pentru copii și îi ținem lângă noi. Îi purtăm la școală, îi educăm și să fie tot ce bine. Asta facem. Ne descurcăm destul de greu și aici e strânt. N-avem ce face, unde să mergem. Uitați-vă, într-o metru pătrat aici, ce putem face? Nu putem face nimic. Și cu învățătura și cu tot e greu. Ne descurcăm greu cu tăte. Cum este Ionuț la școală? Ionuț la școală e bun, e respectos, e cu minte. Acum, după cum vede, după cum ăsta creierul, merge destul de binișor. Tu câți ani ai? Eu am 9 ani. Așa, și unde mergi la școală? Eu merg la școală cu Ionuț. Da? Ești fratele lui mic? Da. Eu ajut pe fratele meu să citească, să scrie și cu calculatorul când mai are probleme. Așa, și ce ai vrea tu să îi se întâmple la fratele tău? Eu vrea la fratele meu să se facă bine și dacă aș putea să-i dau din viața mea. Câți ani ai? Am 11 ani, împlinesc 12. Sunt elev la Liceul de Artă Ioan Siman. Cum te descurci la școală? Mă descurc mai greu, având în vedere că nu văd cu ochiul stâng și sunt marginalizat și de către oameni mari. De ce boală suferi? Sufăr de tumoare pe creier și mi-atacă nervul optic. Ai fost operat? Am fost operat la București. Pe această cale mulțumesc doctorului Sergiu Stoica și doamnei Carmen Tănase. Tu ții un regim anume? Țin un regim alimentar de câteva zile și mă simt bine după el. Ce îți dorești de la viață? De la viață îmi doresc să trăiesc și să învăț bine la școală. Că probabil dacă nu voi fi operat, pot să mor. Doamne, Doamne, Ceresc, Tatăl, pe Tine te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm. Că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. S-a depus vreo cerere în cazul lui Ionuț Chiorean? Până în prezent, la Casa de Asigurări de Sănătate nu a fost depusă nicio cerere pe numele Chiorean Ionuț în vederea eliberării formularului E112. Pentru eliberarea acestui formular, asigurații se adresează casei, depun o cerere. Pe lângă acea cerere este nevoie de un raport întocmit de un medic specialist și o confirmare scrisă din partea unității sanitare din statul membru UE, prin care se certifică că pacientul respectiv este programat pentru intervenția chirurgicală respectivă și că acceptă formularul E112. De asemenea, pentru eliberarea formularului E112 trebuie îndeplinite cumulativ două condiții. Serviciul medical solicitat trebuie să facă parte din pachetul de bază din România și din diferite motive, serviciul medical respectiv nu poate fi efectuat în România în timp util. Deci medicul curant care întocmește raportul respectiv trebuie să motiveze foarte clar de ce acea intervenție chirurgicală nu se poate face în România.